Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Vorbim în filmuleț ăsta, iar din nou, again, despre tablouri, apartament, două camere, garsonieră. Perfect! Perfect. 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 Uh, ce anume vreau să vă povestesc, uh, în general, într-o garsonieră sau apartament de două camere, instalațiile vechi, deci nu cine și-a făcut instalație nouă, ne referim doar la instalațiile vechi. Avem ceva de genul, un C16 pe circuitul de priză pe toate prizele din casă, să zicem că avem un 16P, un dedicat, dacă l-avem, și un C10 pe lumină. Avem aici un tablou de 8 poziții. Dacă vrem pentru circuitele astea să le protejăm maxim și să facem ceva conform normei, o să ne trebuiască un tablou mai mare. Eu am unul aici de 24. Dar o să folosim doar un rând din el. Deci avem 12 cu 12 și începem cu un general. Da, băgăm un uh, diferențial pe general, ca să avem protecție diferențială. Da, e tip A pentru curioși. Da? da, e C25, era mai bine să fie B25. Nu vrei să intri? Nu vrei dacă nu vrei. Deci am ocupat două posturi. Mai venim cu o protecție la supratensiune, care bineînțeles comandă un contactor. Trei posturi. Contactorul găsit și de un post. Nu avem decât de două aici. Deci avem 2-4 și cu asta 5 posturi ocupate din 12. Avem un 16 pe circuitul general de priză. Zicem că avem încă un circuit dedicat pentru o priză, nu știu, mașină de spălat să zicem, cea mai întâlnită și C10 pe lumină, recomanda B. Dar nu avem în momentul ăsta B-uri un 0,5 amperi. Da, am citit bine. 0,5, de jumătate de amper sau 500 de miliamperi pentru sonerie care se montează așa, dar eclipsul sus. Azi, dacă te prinzi, și avem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și am lăsat un spațiu, să zicem, cât de cât pentru upgrade și factorul termic. Trebuie să lăsăm un 30%, nu e nici de cum 30%. E, ce-ați zice dacă am putea să facem un tablou cu toate protecțiile astea, dar băgat într-unul de 8%? Ce ziceți? Este posibil. Hai să vedem dacă reușim. Luăm asta de aici. Și să vedem câte protecții putem pune într-un tablou de ou pentru o garsonieră sau maxim apartament două camere. Și o să ziceți că nu mai rămâne nimic pentru factorul de temperatură. Hai să vedem dacă mai rămâne. Hai să zicem că suntem nebuni și punem un separator, bipolar sau monopolar. Îi bagăm în el două fuzibile de 25. Întorcăm cartoșul, armăm și tragem. Am ocupat două posturi din 8. Cu următoarea ce avem un circuit de 16, punem o siguranță de 16 pentru circuitul general de priză, mai punem un 16 pentru circuitul dedicat de la mașina de spălat sau ce aveți pe acolo. Că can't smoke and swear, I'm fuck. Mai punem încă un C10. O să avem B10, în foarte scurt timp, pentru lumini din care putem să luăm și suneria fără probleme. Și avem 2 și cu 3, 5 protecții. E, cinci posturi, pardon, cu maxim protecții. Deci maxim tot ce trebuie. Și o să vă explic și de ce. Siguranțele astea care le vedeți aici costă undeva la 23 sau 28 de euro. Ceva de genul ăsta. Și nu sunt 1 pe plus cum cred unii, ci sunt ceva super complex. Dacă ne uităm pe el, avem o protecție C10 la alea C16. V-am spus urmează B-uri. Da? Deci avem protecție la supra uh, supracurent scurt circuit, avem diferențial tip A pe el cu 30 de miliamperi a se vedea acolo, I delta N, 6000 uh, de amperi la rupere, celelalte două sunt, sunt de 1000, de 10.000, nu, 6.000, unde am văzut 1.000? Am luat o rază. Dar m-am uitat pe ceva din aur. Așa, și cel mai important și cel mai important, avem protecție la supratensiune, într-o singură protecție. Deci, diferențial, MCB și protecție la supratensiune. Stai și tu în loc, uite, avem acolo un U minim, 90 de volți. Și o să vedem și ce ne zice manualul. Sunt niște jucării foarte interesante domnul manual legat de protecția la supra tensiune avem aici la 255 de volți no tripping la minim non actuating time așa 275 de volți sare la 15 secunde, 300 de volți sare la 5 secunde, la 350 de volți 0,7 secunde. Și avem timp și aici. Asta e timpul maxim și timpul minim. 3 secunde, o secundă și 0,25, adică 200 milisecu 250 milisecunde. Deci astea sunt minune. Am vorbit cu băieții de la Eti, ori să aducă și curbă B. Și avem o protecție într-un singur pol. Deci asta, dacă am avea diferențial, 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 am zice 6 posturi, plus protecția la supra-tensiune, încă 3 minim, hai să zicem 2 dacă luăm releu de un singur post. Da? Cam asta la filmulețul ăsta, mie personal mi s-au părut super interesante și prețul, v-am spus, în secunda de față este 23 sau 28 de euro fără TV. <coughs> Lucru care nu costă un diferențial tip A. Atât costă de 5 ori mai mult. Și noi le avem pe toate 3 incluse aici, plus când vor veni beurile, e maximă, cea mai bună protecție care am văzut-o până acum. Cam asta la filmulețul ăsta, ne vedem la filmulețul următor. V-am pupat!